La jumătatea lunii noiembrie, Centrul de Informare Turistică a inaugurat în zona centrală a municipiului 4 totemuri, care cuprindeau o hartă cu principalele obiective istorice de interes turistic, mai multe elemente simbol, obiectivele administrative, precum și date explicative în 3 limbi de circulație internațională. La nici 3 luni de la montarea lor, acestea au fost vandalizate, iar hărțile au fost furate. Din păcate, în perioada anterioare, toate cele 4 totemuri amplasate de reprezentanții primăriei media și în centrul istoric, pentru a indica vizitatorilor monumentele ce pot fi vizitate în această zonă, au fost vandalizate. Mai exact, 2 dintre hărțile de pe totemuri au fost rupte și nu le-am putut recupera, iar la celelalte 2 totemuri am reușit să recuperăm părți din aceste hărți. Pentru celelalte 5 totemuri pe care le vom monta în perioada următoare, când timpul ne va permite, vom găsi un sistem mai sigur pentru ca posibilitatea de a fi vandalizat, așa cum s-a întâmplat până acum, să fie cât mai mică.